Ei, salutare, baby, și bine ați revenit la un nou vlog. Un vlog mult mai ciudat, bine, nu e chiar ciudat. Am aici microfonul, mi l-am pus ca să mă auziți și voi mai bine. Iar astăzi vom vorbi un subiect foarte important. M-ați întrebat foarte mulți, adică e un vlog mai ciudat, pentru că în sfârșit fac un vlog doar eu singur cu fața mea. Și astăzi este motivul să vă explic de ce nu am mai făcut vloguri cu fața mea. Bun, m-ați întrebat foarte mult în episoadele de Minecraft cu băieții, Ianis, Robert sau Nitz, când m-ați întrebat foarte mult de ce nu mai vlog, de ce nu mai fac eu vloguri singur cu fața mea, că atunci eram înnebunit, făceam vloguri săptămânale cu fața mea. Păi acum haideți să vă explic puțin care este treaba. În inicia pe acest vlog vă ajung extrem de mult să ne stați să buceți pe de like și acel buton de subscribe, ajută foarte, foarte mult. Să strângem la acest clip 40 de like-uri pentru revenirea mea cu față. Și acum hai să vă explic. Înainte să începem, vreau să vă spun că eu nu m-am lăsat de YouTube, adică ca să știți, eu încă continui, adică eu nu m-am lăsat, eu încă sunt pe YouTube, doar că am simțit să mai fac și eu niște vloguri de episoade de gaming, că na. Deci eu nu m-am lăsat de YouTube, chiar vreau să continui chestia asta și credeți-mă că nu o să mă las prea curând pentru că îmi place foarte mult treaba asta. Și da, doar că pur și simplu am simțit că, nu știu, cred că trebuie să fac mai multe episoade de gaming și că ar trebui să mă focusez mai mult pe treaba asta. Și în primul rând vlogurile simple, ultimul meu vlog cu fața mea singură a fost ăla Banii sau Faimal, dacă nu mai știți. Și ăla a fost ultimul meu vlog și apoi am pus seria de Minecraft. Și da, am pus seria de Minecraft care a mers chiar foarte bine. În total, la seria de Minecraft avem un total de 1500 de vizualizări, dacă nu mă înșel, ceea ce este foarte bine. Și acum haideți să vă explic, eu am simțit, nu știu, că nu mai merg vlogurile, adică făceam eu vloguri singuri, zilnice, și doar că nu le postam chiar zilnic, le postam așa regulat, odată la 2 zile sau la 3 zile. Și nu știu, am văzut că nu prea strângem multe like-uri și multe, nu știu, și mulți abonați și multe vizualizări, nu prea strângea. Și am considerat că, nu știu, trebuie să fac o schimbare, nu știu, trebuia să fac o schimbare. Și schimbarea chiar a fost să mă apuc de gaming, pentru că altă variantă n-aveam, adică să mă las de vlogging în niciun caz, pentru că eu chiar vreau să continui treaba asta, băi boșilor, și să știți că nu o să mă las niciodată de vlog, bine. Dar o să continui foarte mult vlogging-ul, adică să știți, ca să nu credeți că mă las. Nu, chiar o să continui. Deci da, am simțit că trebuie ceva diferit și am început seria asta de Minecraft și cu câteva episoade de Fortnite așa mai regulat și cu câteva de CSGO. Deci, da, ăsta este motivul pentru care eu nu mai am mai postat și în primul rând, dacă nu știați, v-am mai spus niște vloguri, că am examenul ăsta de clasa 4-a, știți voi, și e foarte complicat, eu trebuie să învăț în fiecare zi și mai ales să fac și vloguri, am o grămadă de treabă să mă duc și pe la Niț, nu știu, să facem vloguri împreună, este o treabă foarte grea și credeți-mă că am ales mai mult să nu mai fac atâtea vloguri și mai mult să mă focusez pe partea de gaming, că mi se părea mie mai ușoară, să spunem noi așa. Deci, da, ăsta este motivul pentru care nu am mai făcut vloguri cu fața mea, dar să știți, de acum vlogurile o să fie neîncetat. M-ați întrebat mult dacă îmi fac un canal de gaming. Păi nu cred că o să-mi fac un canal de gaming, o să las posta Mati Danco, cum ar fi să sună Mati Danco Gaming, ar suna penibil. Deci, da, asta a fost un vlog foarte scurt, adică are abia 4 minute acolo. Deci, da, ați aflat, dacă nu știați, de ce nu am mai postat eu vloguri cu fața mea. Deci, da, și m-am mai focusat mai mult pe partea de gaming, dar o să apară și episoadele din Minecraft, o să apară și vloguri, adică stați liniștiți că eu bombardez, adică asta. Mi-am luat și microfonul ăsta super, care funcționează foarte bine. Deci, da, fraților, ăsta a fost și vlogul. Nu uitați, foarte important, de like și subscribe. Eu am fost Mati Danco, iar ca întotdeauna, măi boșilor, ne